ajutat. O să ajută câteva vă bucăți puțină, de altfel, pentru că nu cred că rolul unui poet este să citească singur poezia. E fericit în secunda în care le citești, când ele sunt citite, nu trebuie să le citesc eu numai. Vreau să vă spun două, trei lucruri despre poezie, ca atare, și despre ceea ce încercăm să facem noi. În primul rând, că sunt fericită că discursurile celor care au vorbit despre cartea mea au fost foarte diferite și din generații diferite, pentru că se apropie de modul în care înțeleg eu poezia. Nu sunt de acord cu termenul de generație literară la modul scolastic. Nu cred că ideea a cărei generație aparții are vreo importanță în final pentru un poet sau îi validează opera respectivă. Cred că este o taxonomie de care se folosesc critici literari în scop pedagogic. Sunt dispusă să accept că avem nevoie de genul ăsta de împărțiri, dar în final singurul lucru care contează este poezia autentică ca a ta. Eu sunt într-adevăr un om care vine în poezie, în text, de altfel nu în poezie, pentru că nu scriu numai poezie, care vine oarecum fără o pregătire filologică la bază, ceea ce îmi acordă de altfel și marele privilegiu de a călca în toate străchinile și a fi iconoclast. Pentru că eu n-am făcut la școală lucrurile astea, ca atare le pot da o interpretare personală. Glumind, vorbind foarte serios, mi s-a întâmplat următorul lucru. Acum câțiva ani de zile, într-un anumit context, toată lumea îmi spunea că poezia a murit în secolul 21. Era un semnal care venea spre mine din diferite direcții, în sensul că nu că a murit, ci că pur și simplu ea devine din ce în ce mai îngustă. Chiar râdeam atunci, mi se spunea o să ajungă cărțile de poezie ca și revista aceea unde sunt 15 șahiști mari internaționali, toți se cunosc între ei, citesc revista aceea de șah și toată lumea știe și așa o să ajungă și poezia. Și atunci, pariul meu personal, în mijlocul căruia mă aflu în secunda respectivă, este să demonstrez nu că poezia a murit, pentru că ea nu are cum să moară, este absolut imposibil. Ea se adresează unei sensibilități fundamentale a ființei umane. Poezia pur și simplu evoluează în niște forme care sunt adaptate secolului 21. Pentru că este firesc, trăim într-un climat multimedia, se dezvoltă foarte tare viteza de asimilare a informației și este foarte firesc ca textul poetic să sufere modificări din punctul ăsta de vedere. Acest tip de modificare este lucru care pe mine, ca profesionist, m-a interesat foarte tare. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici, acest concept, modul în care încercăm noi să lansăm o carte de poezie, face parte dintr-un proiect care presupune foarte, foarte mult efort, personal, nu ne ajută absolut nimeni, și care demonstrează oarecum că poezia își are în continuare publicul ei, care este destul de larg, chiar și în România, unei zile ca cea de astăzi, când sunt 60.000 de oameni în stradă. Și ca să fiu, mă rog, ca să sintetizez foarte mult, lucrurile s-au întâmplat așa. Acum, această carte este o carte de mijloc dintr-o serie de 3 volume. Volumul 1 se numește Poze cu zimt și a apărut acum 2 ani, în 2008, și era dedicat frumuseții esențiale a fotografiei al negru. Spuneam atunci că generația mea este ultima generație care are poze al negru din copilărie, pozele acelea tăiate la ghilotina fotografică, că după noi lumea a devenit digitală și oamenii au început să ștocheze pozele pe CD-uri, dar că frumusețea esențială este frumusețea al negru. Acea carte a fost lansată în Insomnia acum 2 ani și atunci am cunoscut mai multă lume din cei care se află acum aici. A doua carte este Anca lui Noe, care a apărut anul trecut la sfârșitul anului, foarte aproape de sfârșitul anului, și care pornește de la premiza că eu, Anca, iau scrisul în mine și încerc să-l salvez, că este scrisul, este modalitatea prin care eu aș vrea să salvez lumea, urcându-l pe o arcă care salvează lumea. Iar a treia carte, care va apărea în toamnă, se numește Versouri, este
dedicată verso-ului lucrurilor și are ca motto: poeții ar trebui protejați pentru că sunt singurii dintre noi care văd în spatele lumii și dacă în ei nu ar exista, niciunul dintre noi nu am ști cum este dincolo de lume, prin canava, prin care trăim. De ce v-am povestit toate lucrurile astea? Ca să înțelegeți că este o formă de implicare activă, că fiecare volum este de fapt un manifest și că în munca de a crea acest tip de manifeste sunt ajutată de mai mulți dintre prietenii mei. Unul dintre ei este aici de față, este pictorul Vasile Mureșan Murivale. Lui se datorează foarte mult din atmosfera specială. Care s-a creat în jurul acestor lansări. Deci cartea a fost lansată în acest mod și la București și la Iași. Acum este Cluj, urmează Timișoara și Sibiu. Deci vrem să încercăm să dezvoltăm un concept vizual. De fiecare dată spațiile sunt altfel, altele și modul în care el așează aceste murivele au fost ele altele. Care sunt altele, de sunt fapt. Altele, exact. Nu sunt alte spații, aceleași. Sunt alte pânze. Ele creează senzația de pânză de corabie pe această alte arcă. Glasuri, alte glasuri, încăperi. Exact. Vorba lui Truman Capote. Vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru că în spatele acestor lucruri se ascunde foarte, foarte multă muncă. În principiu, cam asta este ceea ce încercăm să facem noi. Vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi și că am putut să vă prezentăm acest tip de concept. De fiecare dată încerc să încadrez poezia astfel încât ea să atingă cât mai multe spații emoționale și să atingă cât mai multe canale. Și în final o să citesc două, trei texte. Am spus, nu sunt foarte bună la lucrul ăsta pentru că eu cred că nu autorul trebuie să-și citească poezia. Bine, o să citesc eu două texte după care îl las pe domnul Tătan. Okay. Și un singur lucru mai vreau să spun, că m-aș dori mai multă interactivitate și că oricine este invitat să... Da, și acum comită domn profesor, oricare poate să se manifeste, da. Chiar vă rugăm. Deci nu e niciun colobiu atât de academic încât să nu se poată spune nimic. Păi, o să citesc o poezie care se numește Spațiul Localit. Te place foarte mult, Ștefan, și este și una din preferatele mele. Și dedicația poeziei respect. Este dedicată unui bun prieten de-al meu, îl chema Johann Gutenberg și a murit în 1468. Pentru că el a murit, senzația pe care o am este că tiparul moare, hârtia moare odată cu tiparul, iar eu care sunt o femeie îndrăgostită de hârtie, de textură hârtiei, de mirosul hârtiei și de cum arată o carte, devin din ce în ce mai străină lumii în care trăiesc. Spațiul locativ. Dacă textul a murit și tu o să mori odată cu mine, nu o să mai rămână aproape nimic din noi doi. Nici măcar acele șpalturi pe care le-am mozolit amândoi noaptea nunții, în timp ce treceam unul prin celălalt fericiți ca niște personaje pe care le găsești simultan în mai multe povestiri. Dacă textul a murit, nu o să mai rămână nimic. Nici măcar acea foiță de hârtie în care mi-am învelit copiii, în timp ce le citeam din ea mai multe povestiri, până când corpul lor mic lua formă de liter. Până la urmă, dacă textul a murit, e mai mult o problemă de spațiu locativ, pentru că nu știu